Unii reușesc să se vindece, alții nu. Unii, cum spuneai, au o depresie mai de suprafață, e doar un episod și se vindecă imediat, alții o duc mai mult. Sunt mai multe feluri de depresie, putem să le catalogăm așa. Eu am o depresie groaznică și tu ai o depresie mică, putem spune și așa? Da, mai degrabă vorbim de stadii ale depresiei. Da. Depresia emoțională, începutul, este foarte ușor de tratat. Eu tratez curent, vindec într-o săptămână o depresie ușoară, două, trei ședințe, dar mai degrabă nu e vorba de depresii care se pot vindeca sau nu se pot vindeca, ci sunt de depresii avansate sau incipiente. Deci orice depresie incipientă poate trece într-o depresie avansată care se poate duce la sinucidere. Deci, ideea este când ne adresăm medicului și, de asemenea, și de profunzimea situației, pentru că, spuneam, persoanele inteligente sunt mai acute un pic în evoluție, adică la ele, cum să zic, merge mai repede către o depresie profundă, deci timpul se scurge mai repede, deoarece ele sunt foarte intense în absolut tot ce fac, până și în partea aceasta. Da? Dar aici cred eu că păzitorul numărul unu trebuie să fie societatea. Noi nu avem instrumentele, draga mea, puternice în societate să sprijinim tineri, că până la urmă vorbim de o tânără talentată, da? Deci noi nu avem aceste instrumente să putem să sprijinim și, într-adevăr, există această situație a medicinii holistice care oferă tratamente naturiste, energetice, pentru depresii, prin reglare de meridiane, dizarmonii, de exemplu, ale meridianului 3 focare, că asta este depresia, și care se rezolvă și fără consiliere psihologică și fără tratament psihiatric. Și la depresii foarte profunde. Adică există posibilitatea de a șunta un pic această chestiune, pentru că există o capcană în vindecarea depresiei, și anume, și eu m-am lovit de câteva ori de ea, de aceste situații, și anume capcana este că noi avem tendința să vorbim mult. Nu e bine nici să nu vorbim deloc, pentru că atunci ne introvertim foarte tare, dar și să vorbim mult e ca și când am cultivat răul, știi? Foarte important să păstrăm echilibru legat de ce avem noi de spus. Eu cunosc cazul unei persoane care a venit la mine la tratament și care, în loc să se trateze la mine pentru că aveam niște soluții foarte rapide pentru ea, a ales calea psihologiei, care e foarte bună. Numai că acolo s-a întâmplat ceva negativ, în sensul că persoana respectivă povestea de foarte multe ori toate lucrurile, le retrăia. Era ca și când multiplica partea aceasta a răului, s-a întors după un an cu cancer de sân, știi? Și și-a dat seama că, de fapt, tocmai faptul că a stat să-ți povestească de atâtea ori, să plângă de atâtea ori, că am întrebat-o, dar ce se întâmpla? Eu plângeam și doamna psiholog, într-adevăr, m-a ajutat, încerca să rezolve problema, dar tocmai aceste episoade repetate de retrăiri este posibil să ne facă rău, pe de altă parte. Deci noi trebuie să vedem cât de mult. Deci vezi, e foarte dificil. Și nu psihologul este de vină, cum să zic, problema este de la caz la caz. Aici trebuie să ai abilități, să vezi cât anume mergi, cum anume mergi, trebuie experiență cu asta. Și noi poate că ar trebui, mai ales că trăim în vremuri tulburi, sunt vremuri cu război alături, tocmai am terminat perioada de pandemie, era normal să izbucnească tot felul de lucruri, pentru că oamenii au fost confruntați cu probleme în cariera lor, cu probleme sociale, probleme de sănătate, le-au murit poate oameni dragi, da? Sau la 30 ceva ani poate e problemă de iubire sau de profesie. Și atunci este foarte important să găsim medicul potrivit sau omul potrivit care să ne ajute. Și întotdeauna, dacă ne dorim, Dumnezeu ne-l trimite. Și când nu ajungem la el, este prea târziu, într-adevăr.